cu o față scruta viitorul, se uita în față. Cu cealaltă față scruta trecutul. Iată, deși de sorcinte necreștină, această imagine ne sugerează că și noi suntem în aceste clipe în postura deschisă. Privim mai încrezători în față. Încercăm să scutăm viitorul, dar în același timp privim și spatele nostru. Privim în spatele nostru cu o ușoară nostalgie și revedem crâmpeile de vreme scurse din caierul vremii cu realizările pe care le-am avut, cu neîmplinirile, așa cum am spus, care au fost în timpul scurs, cu frământările care au marcat trecerea noastră prin lume, dar totuși aruncăm punți privind în față, scrutând la o nouă bordă de pe traiectoria vieții noastre personale. Frumusețea omului, valoarea lui antropologică de a fi privitor la cer, ne facilitează să privim mai ușor spre Dumnezeu, pe care rugăm în acest an să ne ajute. A ne imprima noul timp, noului timp a imprima valori netrecătoare, o temă deosebit de scumpă, care a fascinat multe minți din cursul istoriei. În aceste clipe, iubiților, se cuvine să ne întrebăm ce însemna oare timpul? Ce este timpul? Aici mă aseamănă cu fericitul Augustin, care a întrebat odată pe el, spunea că dacă cineva îl întreabă ce este timpul, nu prea știe să spună. Dacă cineva nu îl întreabă, spunea el, știe mai bine. Timpul este un dar dat de către Dumnezeu. Un dar pentru noi. Pentru filozofii antici care spuneau că timpul înseamnă măsurarea devenirii, pentru părinții biserici însă timpul este creat de Dumnezeu și este oferit oamenilor ca dar, ca un mediu într-un care își pot îmbogăți omicește existența lor, răspunsând în acest sens la chemarea lui Dumnezeu. Totuși, prin trecerea timpului irreversibil, pare că acesta picește om. Pe de o parte, timpul s-ar părea că este un dușman nemilos, care vine peste noi. E acel Cronos, acea zeitate foarte interesantă, despre care mitologia veche spune că și înghițea copiii abia când se năștea. Pe de altă parte, timpul nemăsarul iubiților destrămarea noastră. Rainer Maria Rilke, mare gânditor german și mare poet, spunea că suntem destui de bătrâni ca să murim atunci când ne naștem. Ceea ce arată fragilitatea noastră, fragilitatea timpului vieții. Un filosof german foarte cunoscut era de părere că timpul înseamnă, de fapt, conștientizarea omului în fața fricii, a necazului, a dezlădejdii. Din nefericire, el nu l-a pus în ecuația lui pe Hristos, lăsând omul într-o derută teribilă existență.
genial, o criză fără precedent din care omul nu poate să iasă. Înțelegând în acest fel timpul, filozoful german concepea viața noastră că n-ar fi altceva decât o viață îndreptată spre moarte. Acel zain sub tot, existență spre moarte. Deoarece omul este o ființă bântuită de cribățul unei existențe în criză, spune el, aruncat la periferia vieții, într-un timp nesignificativ. Lucian Blaha, iubitul nostru gânditor transilvan, într-unul din poemele sale celebre mărturisea aceeași realitate a vieții. La un moment dat, scrie un poem asemenea unui rugăciune. Oprește, spune el, Doamne, trecerea. Știu că unde nu e moarte, nu e nici iubire. Și totuși, te rog, Doamne, oprește ceasornicul care ne măsori de strămoare. Fenomenal. Oprește, Doamne, ceasornicul vremii care ne măsoară de strămoare. E o rugă universală care ni se potrivește atât de bine și nouă. Doamne, oprește. Oprește vremea și timpul care ne măsoară destrămarea noastră. Cu amărăciune, înțeleptul Solomon constata neputința opririi implacabilei treceri și implacabilei destrămări a noastră. Când spunea, toate lucrurile se zbucimă mai mult decât poate omul să o spună. Ochiul nu se satură de câte vede și urechea nu se umple de câte aude. Ceea ce a fost, aceea va mai fi. Și ceea ce s-a întâmplat, se va mai petrece. Căci nimic nu este nou sub soare. O constatare nostalgică și melancolică. Teribilă teama destrămării ființei umane o arată și psalmistul care îi se adresa Domnului. Până când, Doamne, te vei întoarce? Până când se va aprinde ca focul mânia ta, adu-ți aminte de mine. Oare în deșert ai zidit pe toți fiii oamenilor? Acela psalmist David afirma mai departe, arată, Doamne, căile tale și învață-mă cărările tale, Doamne. Sau în altă parte, tot el. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă îndreptările tale. Vestit am căile mele și mai auzit. Învață-mă îndreptările tale, Doamne. Fă să înțeleg calea îndreptărilor tale și voi cugeta la minunile tale. Întoarce-te, Doamne, până când vei sta departe și mângâie pe robii tăi. Iată, deci, această teamă, această conștientizare a destrămării ființei umane. Aceste gânduri, iubiților, sigur că au bătut la poarta sufletelor noastre. În același timp, mii, milioane și chiar miliarde de speranțe s-au ridicat în această noapte spre
asemenea unor ruși. Unele cerând cu îngrijorare cele cu adevărată tâmpință ființei umane, altele legate toate viața pământească, cu tot materialismul și hedonismul acestei vieți. În aceste zile, iubiților, în aceste clipe, cerem de la Dumnezeu să rânduiască, după a sa bunătate, mersul vremurilor și timpul pentru mântuirea sufletelor noastre, prin toate slujbele religioase, mai ales prin Sfânta Liturghie, Dumnezeu ne oferă un timp binecuvântat. Azi noapte am cerut de la Domnul, aici, să ne dea un timp binecuvântat. Să ne dea un timp sfințit. Un timp în care să răspundem Lui, care stim și mediul al dezvoltării noastre spirituale. Biserica ne prezintă însă o altă alternativă în ce privește înțelegerea timpului, iar vorbindu-ne despre imitarea lui Hristos ne arată că timpul este darul lui Dumnezeu în care ne putem realiza mântuirea. Acesta nu este doar un timp al trecerii. Este un timp binecuvântat și sfințit de către Hristos, pe care nu trebuie să-L neglijăm. Am putea afirma că timpul, din punct de vedere creștin, se aseamănă cu urzeală. O urzeală a căror fire vine de la Dumnezeu, în care noi oamenii suntem chemați să ne punem beteala existenței noastre, constituindu-se acele noduri divine și spirituale. Când eram copil, mama mea și bunica mea făceau plâns în război, că așa a fost atunci. Aveam război în casă, război de țesut. Și urzeau cu niște urzoi mari în casă înainte, fierele, pe care apoi le puneau pe fuselajele de la război, le întindeau puternic, ceea ce însemnea urzeala, urzeau. Puneau fire lungi ca să țeasă să pună beteala apoi în locul de la războiul din casă, războiul de țesut. Ei asemănă această urzeală cu timpul de la Dumnezeu. Dumnezeu urzește. Urzește timpul. Urzește existența noastră. Urzește viața noastră. Noi trebuie să ne punem atribuția, punând beteala, ca să înțesem acest scopor al frumuseții umane pe care îl cere Dumnezeu. Să ne punem darurile noastre acolo. Fiecare care are darul lui, fiecare țesătură când făcea mama covoare, pânză, fiecare punea materiale și mai slabe, ieșea o frumusețe. Așa e și darurile noastre. Unul are 5 talanți. Unul are numai 2. Un talent. Dar fiecare țese după darul său care e să se formează acele noduri. Știți, tot de la țară, că nu te avea să uiți ceva, de care o bagă nu pe batistă, mă, când nodul pe batistă. Îți aducea aminte acest nod. Așa e și acum. Urzeală de la Dumnezeu, cu această beteală, formează un popor, niște noduri între divinitate și sunt noduri care, de fapt, ne arată purtarea de grijă a Domnului. Nodurile divine, le-am numit eu, sunt evenimentele pe care Dumnezeu ni le oferă pe parcursul vieții noastre și mai ales cele legate de opera sa de mântuire.
În primul rând este grija față de om, prin care viața acestea va primi noi valențe și semnificații profunde. Un alt mod este faptul de a întâlni pe cineva. Întâlnim un preot de excepție, care ne marchează existența. Întâlnim un dascăl de excepție care ne determină viața pe viitor. Întâlnim un om de excepție, care și el ne marchează existența. Bine, în mod pozitiv. Dacă ne gândim, de exemplu, ce ar fi creștinismul fără Sfântul Pavel? Foarte interesant. Trebuie. Și el a fost un mod divin în urseala Domnului din cer. Timpul, dragilor, primește aici o profundă semnificație, fiindcă stă în legătură cu Hristos. Sfântul Apostol Pavel arăta această realitate zicându-ne, dacă cineva este în Hristos, este făptură nouă. Cele vechi au trecut. Iată, toate s-au făcut. Chiar dacă toate existențele sunt atât trecătoare, prin Hristos primesc o dimensiune specială. Această realitate ne dă o mângâiere deosebită. Prin faptul că ne știm cu mâna lui Dumnezeu. Cu toată trecerea aceasta, cu toată destrămarea noastră ființială, ne simțim cu mâna lui Dumnezeu. Și mulțumim Domnului pentru. Poetul Transilvan, acel lucru, teribil Transilvan, Ioan Alexandru, poetul v-ați inspirat, mărturisea un poem. Și zilele și nopțile la rând trec și se sting ușor ca o măclină. Și iarăși Paștele împărătește, ne umplu casele de bucurie. Sat Transilvan, căsuța de pământ, mușcate la fereastră, busuioc la grindă, ștergar curat icoane pe pereți, ziua înmuierii și noaptea de colindă. Iată bucuria trece în mâna lui Dumnezeu. Un nou divin în decursul istoriei lumii este timpul lui Dumnezeu. Când El înnoade pe aceste evenimente care marchează viața omului. Faptul că suntem aici ne arată purtarea de grijă pe care Dumnezeu ne arată în această grandioasă curse de-a timpului și a vremii. Biserica ne oferă însă, acum la început, o nouă alternativă. În loc de acea existență spre moarte, spusă de filozoful german, Zaitul Tot. Biserica ne oferă prin Hristos existență spre viață. Omul prin Hristos nu mai este o ființă care nu vede decât moartea în față. Prin Hristos vedem viață. Vedem bucuria. Vedem lumina în acest itinerar al nostru ființial. Iubiților, tot astăzi prăznuim nu numai începutul unui timp nou. Prăznuim un eveniment deosebit din viața Domnului Iisus și anume tăierea împrejur și punerea numelui Său. Tăierea împrejur reprezintă legământul special pe care Dumnezeu l-a făcut cu poporul ales, ca prin El, prin poporul ales, toate neamurile Pământului să se binecuvinteze.
Printre ele am prejur la lui Iisus. Dumnezeu însemnează și a însemnat neamul omenesc pe poporul ales prin carne, îl înseamnă prin carne, iar pe celelalte pe noi ne înseamnă prin Duh. Tăierea împrejur în carne la popor ales, tăierea împrejur în Duh la ceilalți, mai ales cu botez. Dăltuirea în Duh, îmi place mie să spun. Dumnezeu ne dăltuiește în Duh pe noi. Acest praznic are o conotație specială, extraordinară, de socotire. Deoarece prin faptul că Fiul lui Dumnezeu, devenit om, nu se abate de la această rânduială, care încerca prin semnificația ei tainică să asigure puritatea neamului și în mod deosebit să se îngrijească ca acesta să nu derapeze de la calea care ducea către Hristos. Praznicul de astăzi, tăierea împrejurii a Domnului, nu este foarte ușor de înțeles. El intră în componentele duhovnicești ale mântuirii neamului omenesc. El are mult mai adâncă semnificație spirituală decât simpla operațiune carnală. Este operațiunea duhovnicească între neamuri, prin poporul ales, trec generațiile, Dumnezeu a vrut ca poporul să nu se abate de la calea lui, de aceea îl înseamnă, el leagă generații și asigură puterea și puritatea credinței în Cel care va veni de la Dumnezeu. Tot aici înțelegem că atunci când Dumnezeu te înseamnă, fie te înseamnă în carne, fie te înseamnă în Duh, tu rămâi marcat tot restul vieții tale. Rămâi marcat chiar pentru veșnicie. Punerea Duhului, pe care și noi îl facem în loc de tăierea lui, ne marchează pentru veșnicie. Dumnezeu la judecata finală, nu știu când va fi, va fi la. Ne va chema după numele nostru, la fiecare. De aceea tăierea împrejurii în Duh este veșnic. Cuprinde istoria și toate încheieturile ei. Tot astăzi spăstuim, iubiților, un model, un arhiereu model, un preot model, Sfântul Vasile cel Mare, om însemnat de Domnul, om însemnat de Domnul în Duh și în trup chiar, deoarece spunea la, a murit la 49 de ani. Spunea când era de moarte că nu mai poate să-mi ia, cu toate că era toată eparhia. Nu mai am dinți, spunea, și sunt bolnav. Însemnat cu pește, dar potențat, încălzat cu unicește, până la cer. Lasă după el o acțiune nemai întâlnită niciodată. Vasiliada. Acea instituție primară în Biserica de Început, care este adevărata asistență socială. Nu numai că rănea săraci și bornavi, se le pansa și le săruta răbdă. Om, arhiereu, care vine direct de la Hristos. Sfântul Vasile cel Mare, teologul, ca nimeni altul a scris, nu
mult și bine. Filantropul, ajutător de iubitor de oameni. Organizatorul vieții, Sfântul Vasile, a marcat gândirea creștinismului răsăritean într-o perioadă de timp numită Veacul de Aur, secolul IV, mor la 379, născut la 430. Acest buchet de daruri, dragilor credincioși și credincioase, de la aceste frumoase sărbători, asemenea unor flori, una mai frumoasă, o floare mai frumoasă decât alta, constituie pentru noi, cum am zis, adevăratele noduri spirituale, în sensul că Dumnezeu este Cel care stă la baza urzirii, cum am zis, urzirii timpului și tuturor celor create. Iar noi suntem chemați să contribuim prin voia și eforturile noastre la realizarea unui covor duhovnicesc, ceea ce înseamnă viața în Hristos. Să-L urmăm în acest an pe Hristos. Să-L avem pe Hristos model. Să fie Hristos ținta vieții noastre. Finalitatea vieții și modelul vieții noastre. Să-L slăvim pe Domnul Timpului. Pe Domnul Vremurilor. Domnul Cel Atoate Creator. Domnul Cel Atoate Țiitor, ca să-și reverse peste noi și peste întreaga lume, peste orașul nostru, peste orașele noastre, peste țara noastră, peste lumea aceasta, timpul bune, vremuri pașnice, vremuri binecuvântate, lăudându-L pe El în timpul și în viața noastră, și în anul care a început, pentru mulți și fericița, pentru toți frații și surori care sunteți aici, pentru familiile dumneavoastră, pentru toți pe care îi invocați în dragoste și în iubirea Slavă Tatălui și Fiului.